Avem aici o trecere pentru pietoni. Ce facem? Ne asigurăm atât din stânga cât și din dreapta, da? Haideți, ne asigurăm să vedem dacă nu vine vreo mașină. Ne-am asigurat și mergem pe trecerea pentru pietoni. Haideți, înainte. Și am ajuns unde? Unde am ajuns? Zeci de copii însoțiți de părinți și bunici au participat sâmbătă de dimineață la o acțiune de educație rutieră. Evenimentul, ce face parte din cadrul campaniei Verde la Educație pentru Circulație, s-a desfășurat în parcarea unui hipermarket din municipiu. Acțiunea de conștientizare de către cei mici importanței cunoașterii și respectării regulilor de circulație s-a aflat anul acesta la cea de-a treia ediție. Copiii au învățat de la polițiștii de la rutieră cum trebuie să se comporte un pieton în trafic. În cadrul acestei activități, poliția rutieră urmărește modul de educație al tinerilor elevi din cadrul gimnazial și primar, modul de deplasare al elevilor de la domiciliu către școală, alegerea locurilor de joacă. Le-am explicat câteva noțiuni din prevederile codului rutier, cum să traversăm strada, prin ce locuri trebuie să traversăm strada. Totodată, oamenii legii le-au verificat cunoștințele copiilor în ceea ce privește indicatoarele de circulație. Al doilea semn, al doilea indicator. Bicicleta. Accesul bicicletelor și pietonilor, da? Celălalt? Bicicleta. Accesul bicicletelor. Aici, ce avem? Imaginea asta? Trecere pentru pieton. Corect. Chiar dacă o mare parte dintre cei mici nu s-au aflat pentru prima dată la o astfel de acțiune, ei spun că de fiecare dată când participă, îmbină cunoștințele dobândite cu distracția. Ce înțeles tu din ceea ce s-a întâmplat astăzi aici? Să trecem pe trecerea de pietoni, să stăm când este roșu la semafor. Atâta. Este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune? Nu. Până acum, de acasă, lucrurile acestea totuși le știai. Le-ai pus în practică? Da. Am înțeles să ne oprim la stop și la verde să trecem. Vei pune în practică ceea ce ai învățat? Da. Este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune? Da. Am înțeles să traversez. Și cum trebuie să traversăm? Când e verde, să traversezi. Spune-mi, te rog, dacă este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune. Nu, e pentru a doua oară. Și de fiecare dată ai pus în practică ceea ce ai învățat? Da. Eu am înțeles că este un lucru foarte bun pentru a învăța circulațiile și este foarte distractiv în același timp. Este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune? Da. Vei mai participa și în anii următori? Dacă mai fi, da. În viziunea reprezentanților Poliției Române și a lanțului de hipermarketuri, conștientizarea de către cei mici a importanței cunoașterii și respectării regulilor de circulație este un factor foarte important ce poate conduce pe termen lung la reducerea semnificativă a numărului accidentelor rutiere în care sunt implicați copiii.